Frăsinei, luna februarie, ziua 26-a, Sfântul Sfințit Porfirie, episcopul Gazei. Gaza este o cetate în Palestina, aproape de latura Egiptului, care de demult a fost dată moștenire fiilor lui Israel din seminția Iuda, apoi a fost stăpânită de filisteni. De la dânsa luase odată Samson pe umeri porțile cele încuiate. Acea cetate era plină de păgânătatea închinătorilor la idoli. Deși se întrupase Hristos, Dumnezeul nostru, și era luminată o parte din cu sfânta credință de Sfinții Apostoli și cu propovăduirea episcopilor care au fost după dânsii, însă cea mai mare parte a ei rătăcea în întunericul închinării idolești, închinându-se unui chip cioplit numit Marnas, precum și Venerei și altor necurați zei elini. De multe ori s-a vărsat întrânsa sânge creștinesc, dar mai ales în vremea urâtorului de Dumnezeu, împărat Iulian Apostatul, pentru că atunci pe toți preoții călugării și pe fecioarele cele sfințite lui Dumnezeu, cu nemilostivire i-au ucis necredincioșii. O tiranie și păgânătate ca aceasta se săvârșea în cetatea Gazei, care avea întrânsa mult popor, încât nimeni nu putea să o curețe și să o lumineze de săvârșit cu sfânta credință, până la Sfântul Porfirie, episcopul pentru care ne este cuvântul. Acesta a întărit-o de săvârșit, pe toți idolii a sfărâmat și a ridicat biserică în mijlocul cetății și a câștigat lui Dumnezeu toată Gaza cu mare osteneală, precum va arăta povestirea care este de față. Sfântul Porfirie era de neam din Tesalonic, fiu de părinți bogați, el lăsând casa tatălui său, frații și bogăția, și fiind de 25 de ani, a mers mai întâi în Egipt, apoi în pustia schetică, unde a luat asupra și îmbrăcămintea monahicească și viața cea pusnicească. După aceea, petrecând cu sfinții părinți acolo 5 ani, a mers la Ierusalim și închinându-se făcătoare de viață cruci și mormântul lui Hristos și toate sfintele locuri înconjurându-le, s-a adus în părțile Iordanului și într-o peșteră mare, sălășluindu-se, a viețuit după Dumnezeu cu post și cu rugăciune neîncetată. Acolo, viețuind 5 ani, a căzut în boală și a rugat pe unul din cunoscuți să-l ducă la Ierusalim, fiind bolnav și neputând să meargă singur. Iar la Ierusalim, închinându-se în toate zilele, deși bolnav, înconjura sfintele locuri și când nu putea să meargă cu picioarele de slăbiciune, să tăia pe genunchi, însă nici o zi n-a lăsat ca să nu meargă la Sfânta Biserică Învierii lui Hristos și la Sfânta Cruce. Văzându-l un monah tânăr, anume Marcu, care mai pe urmă a fost scriitorul vieții sale, ostenindu-se astfel în boala sa în toate zilele, a început a-i sluji pentru Dumnezeu și a fost trimis de dânsul cu scrisoare la Tesalonic ca să împartă între frații cei mai tineri averea sa, care rămăsese după părinții, iar partea lui să-i o aducă ca să o împartă la săraci. Acela, ducându-se, a împărțit precum se cuvenea, iar partea lui Porfirie a vândut-o pentru 3.000 de galbeni. Încă din aurul părintesc a mai moștenit Sfântul Porfirie 1.400 de galbeni, precum și haine și argint. Pe toate le-a adus Marcu cu credință lui Porfirie, pe care l-a găsit sănătos la Ierusalim. Însă Porfirie, luându-le, le-a împărțit îndată săracilor și mănăstirilor celor scăpătate, iar el a rămas sărac. Iar în ce chip fericitul s-a făcut sănătos, i-a spus lui Marcu astfel, fiind eu la privegherea de duminică, cea de toată noaptea, în biserica cea mare am căzut bolnav și neputând răbda, am mers și m-am culcat lângă Golgota, iar de durere mare eram ca într-o vedenie, privind pe Mântuitorul nostru pironit pe cruce și era răstignit un tâlhar cu el pe altă cruce. Apoi am început a striga zicând, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta, iar Mântuitorul a zis către tâlhar, pogoară-te de pe cruce și-l vindecă de durerile trupești, precum și eu te-am vindecat de cele sufletești. Iar tâlharul, pogorându-se de pe cruce la mine, m-a cuprins și m-a sărutat, apoi m-a ridicat de la pământ zicându-mi, vino la Mântuitorul, apropiindu-mă eu de Domnul, l-am văzut pogorât de pe cruce, grăind cu mine, primește lemnul acesta și-l păzește, iar eu primindu-l, am început a purta crucea lui Hristos și venindu-mi în fire, m-am făcut sănătos ca și cum n-aș fi fost niciodată bolnav.
După aceasta, netrecând mult timp, fericitul Porfirie a fost hirotonit preot de Patriarhul Ierusalimului și s-a încredințat lui spre pază cinstitul lemn al făcătoare de viață crucea lui Hristos, care era încuiat deosebi în raclă de aur, iar altă parte a crucii era dusă în Constantinopol la împărăteasa Elena. Așa s-a împlinit vedenia lui Porfirie, în care a văzut pe Domnul dându-i crucea să o păzească. Viețuind cu viosul Porfirie în rânduiala preoției 3 ani, episcopul cetății Gaza, care se numea Enea, a murit și au mers cei credincioși din Gaza cu clericii în Cezarea Palestinei la mitropolitul Ioan, sub care era supusă Gaza, rugându-l să le dea episcop ca să poată a se împotrivi cu cuvântul și cu lucru închinătorilor la idoli, care erau mulți în cetate, căci toți mai mari cetății acelea erau păgâni. Iar mitropolitul Ioan, poruncind tuturor să postească, s-a rugat lui Dumnezeu ca să arate un bărbat vrednic de acel lucru și s-a descoperit în vedenie cuviosul Porfirie, preotul Ierusalimului, păzitorul lemnului celui de viață făcător. Deci, îndată a scris mitropolitul o scrisoare la preasfințitul Ilarie, patriarhul Ierusalimului, rugându-l să-l trimită pe părintele Porfirie pentru un oarecare lucru. Iar patriarhul, chemând pe Porfirie și arătându-i scrisoarea mitropolitului, i-a poruncit să meargă în Cezarea. Deci, cuviosul Porfirie mai întâi s-a înduit, apoi a zis, voia Domnului să fie, și ieșind de la patriarh, a zis ucenicului său, frate Marcu, să mergem să ne închinăm sfintelor locuri și lemnului celui de viață făcător al cinstitei cruci, că de acum nu-l vom mai vedea curând decât numai după mulți ani. Zisa ucenicul, pentru ce grește așa, părinte? Pentru că socotesc că nu vei zăbovi mai mult de o săptămână? Răspunsa Sfântul, în noaptea trecută am văzut pe Mântuitorul zicând către mine, dă-mi-e vistieria, adică lemnul crucii, pe care am adus-o la tine, pentru că voiesc să te însoțesc cu o mireasă cu adevărat săracă, însă bună la obicei, iar tu, luând-o pe ea, să o împodobești ca să-și uite sărăcia cea din tâi, căci, deși este săracă, nu este străină, ci sora adevărată mi este mie, însă să te ferești ca, având-o pe ea și rânduind casa, să câștigi ceva prin nedreptate sau prin jefuire sau din fără de lege, căci și pe mine mă vei mâinia, și pe dânsa o vei mâhni, pentru că neprimite sunt ei unele ca acestea, însă să nădăjduiești și să nu te împuținezi cu sufletul, căci toate se vor trimite ție chiar de nu te vei aștepta. Aceasta mi-a spus mie în vedenie Domnul astă noapte și mă tem ca nu cândva sarcina păcatelor străine să nu se pună asupra mea care am mulțime de păcate. Acestea zicându-le către ucenic a mers și s-a închinat tuturor locurilor sfinte, apoi a luat făcătorul de viață lemn al cinstitei cruci și, vărsând multe lacrimi, l-a încuiat în sicriu și a mers și a dat cheile preasfințitului patriarh. Apoi, luând de la dânsul binecuvântare, a plecat spre Cezarea Palestinei cu ucenicul său Marcu și cu un alt tânăr Varuh, pe care mai înainte l-a luat cu viosul din gunoi, plin de răni și tămăduindu-l, îl avea ca slugă. Sosind cu viosul Porfirie în Cezarea, l-a primit cu bucurie și l-a silit preasfințitul mitropolit Ioan, chiar nevrând să primească sfințirea ca episcop al cetății Gaza. Deci plângea cu viosul mult și era nemângâiat, zicând că el nu este vrednic de o treaptă ca aceasta. Apoi s-a înduplecat la voia Domnului și a fost hirotonit episcop și trimis la Gaza cu clericii și cu oamenii din Gaza, căci îl așteptau satele cele ce erau în jurul Gazei. Însă popoarele păgâne, adunându-se din adins pe calea aceea pe care episcopul Porfirie se cădea să meargă, au așternut-o toată cu spini, săpând gropi și ducând mulțime de gunoi, au făcut fum mare și necurat. Deci au făcut calea aceea nelesnicioasă spre mergere, iar aceasta o făceau din ură către creștini și din vrajbă către Porfirie. Atunci au început creștinii cu episcopul lor Porfirie să treacă calea aceea cu multă nevoie și osteneală, ferindu-se de gropi, de spini și de fum, ostenindu-se toată ziua, și-au susținut noaptea în cetate. Iar în cetate era numai o biserică creștinească și aceea mică, pentru că și creștinii nu erau mulți, iar templele idolești mulțime,
încât erau și pe ulițe idol, iar în mijlocul cetății era un templu mare și frumos al necuratului Marnas, mai marelor zeu din vechime zidit, care înfrumusețea toată cetatea prin mărimea sa, cu înălțimea și cu prea frumoasa zidire. Atunci a început cuviosul Porfirie, luându-i scaunul său, a păstorit turma cea mică a lui Hristos care era acolo. În acel an în care arhiereul lui Dumnezeu Porfirie a mers în Gaza, s-a întâmplat că nu era ploaie, ci secetă mare și foamete, încât ziceau toți necurații cetățeni că din cauza venirii lui Porfirie în cetate s-au mâniat zeii și au încuiat cerul. Iar slujitorii idolilor au dat de veste în popor că Marnas, zeul lor, le-ar fi vestit cum că Porfirie este pricinuitorul la tot răul. Apoi, adunându-se toți închinătorii la idolii în templul lui Marnas, cereau să le dea ploaie, pentru că pe acela îl numeau zeul idolilor. Deci au petrecut 7 zile rugându-se și cântându-i laude, apoi, ieșind afară din cetate, tot n-a plouat. După aceasta, adunându-se toți creștinii cu femeile și copiii în număr de 280, pentru că erau numai atâtea suflete care credeau în Hristos în cetatea Gaza, au rugat pe Sfântul Porfirie, episcopul lor, ca să facă sobornicească rugăciune și să iasă cu crucile afară din cetate ca să ceară ploaie de la Dumnezeu, căci acum pe toți îi supăra foametea, dar răbdau și defăimare și ocări de la păgâni, care socoteau acea secetă ca fiind de la episcopul creștin. Iar Sfântul Porfirie, vestindu-le post, a poruncit tuturor ca să se adune de cu seară în biserică. Deci, săvârșind privegherea de toată noaptea, a doua zi a făcut litie, mergând înainte cu Sfânta Cruce, și au ieșit oamenii afară din cetate la o biserică veche ce era spre apus, pe care a zidit-o fericitul Asclipie, episcopul mărturisitorului Hristos, cel ce a pătimit multe pentru dreapta credință. De acolo, cu cântări de laude, au mers la biserica Sfântului Timotei, unde erau moaștele altor sfinți mucenici, și așa, ostenindu-se în rugăciuni la litie, s-au întors în cetate în ceasul al 9-lea din zi, dar au găsit porțile cetății încuiate cu tărie, pentru că păgânii închinători la idoli, văzând că au ieșit creștinii afară din cetate cu episcopul lor, au încuiat cetatea nevoind să-i lase înăuntru și au stat înaintea porților 2 ceasuri și nu le-au deschis. Dumnezeu însă, văzând răbdarea și lacrimile robilor săi și ascultând rugăciunile plăcutului său Porfirie, a ridicat un vânt dinspre miază zi, precum cândva pe vremea lui Ilie prorocul, și a acoperit cerul cu nori de ploaie, fulgerând și tunând și apunând soarele, a căzut ploaie foarte mare. Iar unii din elini, văzând o minune ca aceasta, au deschis cetatea și, unindu-se cu creștinii, au strigat, Hristos este singurul Dumnezeu adevărat. Și toți au intrat în biserică cu bucurie mare, iar elinii care au crezut în Hristos au luat de la episcop sfântă binecuvântare și învățătură spre botez și, mulțumind lui Dumnezeu, s-au dus la casele lor. Și era numărul bărbaților care au crezut 107, al femeilor 35, iar al copiilor 14. Și a fost ploaie mare toată noaptea aceea, a doua și a treia zi, încât a adăpat pământul din destul și s-au mai adăugat din elin la turma lui Hristos, afară de cei din tâi încă 127. Apoi, tot în același an, au venit încă 105 și, primind tot Sfântul Botez, se sârguiau în Sfânta Credință. Iar ceilalți închinători la idol nu încetau a dușmăni pe Sfântul Porfirie și a supăra pe creștini, căci venind ighemonul în cetate câteodată, îl îndemnau să-i muncească pe creștini, dându-i mulțime de aur, așa că în toate zilele îi chinuiau pe creștini la lucrările cetății, precum odinioară egiptenii pe israeliteni. Iar Sfântul Porfirie, văzând nevoia care se făcea poporului lui Hristos, se mâhnea foarte și neînceta se ruga lui Dumnezeu cu lacrimi ziua și noaptea, ca pe cei rătăciți să întoarcă la calea cunoașterii adevărului. După aceea, Varuh, sluga Sfântului mai sus pomenită, a fost trimis într-un sat apropiat pentru trebuința aceasta. Un oarecare închinător la idol locuia pământul bisericesc și era dator cu chiria pe un an, iar el, nevoind să o dea îndată, ci tărăgănând-o, se împotrivea lui Varuh și se făcu gâlceavă între dânsii.
Atunci, strângându-se ceilalți închinători la idoli, au bătut pe fericitul Varuh cu bețele până la moarte și, crezându-l mort, l-au scos afară din sat și l-au aruncat într-un loc pustiu. A doua zi, Cornelie, diaconul și alți doi creștini, trecând pe acolo, l-au aflat pe Varuh, zăcând ca mort, neputând nici să vorbească, nici să audă, nici cu ochii să vadă, nici să-și miște mâinile sau picioarele, ci numai Duhul era întrânsul și luându-l, l-au dus în cetate. Dar văzând închinătorii la idoli că îl duceau pe Varuh, li s-a părut că duc în cetate un mort, deci s-au repezit asupra ceilor ce-l duceau și au început a-i bate zicându-le, de ce faceți o urăciune ca aceasta aducând mortul în cetate? Deoarece obiceiul gazenilor era ca pe mor să-i scoată la îngropare afară din cetate. Apoi, luându-l pe Varuh, l-au legat de picioare și l-au târât prin cetate. Dar diaconul Cornelie, alergând, a spus Sfântului Porfirie, deci a venit episcopul cu sârguință cu ceilalți frați și ajungând la cei ce-l târau, îi ruga să înceteze o nemilostivire ca aceea, iar ei au ocărât și pe episcop. Apoi s-a adunat mulțime de popor care, văzând răbdarea și smerenia episcopului, că nu răspunde nimic împotriva ocărătorilor lui, a început a se gâlcevi cu cei ce dosădeau pe cel mort și s-a făcut între dâns și gâlceavă, căci punându-și mâinile unul pe altul, se băteau și era tulburare mare. Între timp, Sfântul Episcopul creștinii, luând pe fericitul Varuh, l-au dus în biserică, fiind târziu, și văzând că Duhul lui este încă în el, au început a se îngriji de tămăduirea lui. Iar Sfântul toată noaptea aceea s-a rugat lui Dumnezeu cu lacrimi pentru dânsul. Și iată, bolnavul a deschis ochii și a vorbit, cerând apă de păut, apoi a început a spune tot ce s-a întâmplat. Iar a doua zi, veniră mai mari cetății la biserică, cu mulțime de popor și au zis, pentru ce ați adus pe mort în cetate împotriva legii părintești? Și a ieșit la dânsul Sfântul Episcop Porfirie cu toți cei ce erau cu dânsul, iar aceia, văzându-l pe episcop, au început a-l ocărâ și a-l defăima, apoi, repezindu-se la ceilalți care erau cu dânsul, au început a-i bate, și îndată fericitul Varuh, luând putere de la Dumnezeu, s-a sculat de grabă, ca și cum niciodată nu bolise, și luând un ciomac mare, a început a bate și a izgoni pe poporul cel păgân și gâlcevitor. Iar ei, văzându-l viu, s-au înspăimântat cu frică mare, că-și credeau că s-a sculat din morți, pe de o parte de frică, iar pe de alta de bătăia cea mare, fiind goniți, au fugit, călcându-se unul pe altul. Și a izgonit Varuh ca Samson pe filisteni, de la biserică până la capiștea lui Marnas, apoi din acea vreme toți păgânii se temeau de Varuh, neîndrăznind nici pe calea se întâlni cu dânsul, iar Sfântul Porfirie, mulțumind lui Dumnezeu de acea grabnică și neașteptată schimbare a lui Varuh spre sănătate și de puterea trupească atât de mare luată de la Dumnezeu, a hirotonit pe Varuh diacon și împreună cu el și pe Marcu. Și văzând arhiereul lui Dumnezeu Porfirie necazurile care se făceau în toate zilele creștinilor de către necredincioși, a trimis la Constantinopol pe Marcu, diaconul său, la drept credinciosul împărat Arcadie, rugându-l să poruncească să se strice capiștele idolești din Gaza. Apoi a scris și preasfințitul Ioan Gură de Aur, patriarhul Constantinopolului, cerând ajutor și mijlocire la împărat. Deci a poruncit împăratul să se închidă capiștele idolești din Gaza, ca să nu se săvârșească mai mult întrânsele necuratele jerfe, dar n-a poruncit a le risipi ca să nu necăjească poporul elin. Atunci a venit în Gaza un om împărătesc, cu numele Ilarie, să săvârșească porunca împărătească, luând multe ajutoare și mulți ostași din Azot și din Ascalon. Apoi, arătând gazenilor împărătească scrisoare, a închis templele idolești și le-a pecetuit, smerind în legături pe cele din tâi trei căpetenii ale cetății. Iar păgânii, adunând mulțime de aur, l-au dus lui Ilarie, omul împărătesc, rugându-l să nu închidă unul dintre templele lor care era mai mare, adică acela a lui Marnas care era în mijlocul cetății, iar cu celelalte să facă ce vor voi. Deci Ilarie, iubind aurul mai mult decât pe Hristos Dumnezeu, le-a lăsat liber templul cel mai de frunte al lui Marnas, iar pe cele mai mici le-a închis, sfărâmând idolii întrânsele. Și s-a dus iubitorul acela de aur, ca și cum ar fi îndeplinit porunca cea împărătească,
căci cu adevărat numai cu chipul era creștin, iar înăuntru era plin de necredință elinească și ajuta elinilor, iar păgânii, având cel mai mare templu al lui Marnas, de celelalte temple încuiate nu se mai îngrijeau și nu încetau a face creștinilor supărare. În acea vreme s-a întâmplat un lucru minunat, care a adus la credință nu puțini oameni. O femeie oarecare slăvită, fiica a unuia dintre cei mai iubiți cetățeni și soția a unui slăvit bărbat care se numea Elia, fiind însărcinată, i-a venit ceasul să nască, dar nu putea și se înmulțea durerile ei foarte mult, căci a doua zi mai rău îi era, iar în a treia zi și mai cumplit. Deci, aducându-se multe femei fermecătoare și vrăjitoare, nimeni nu putea să-i ajute și s-a muncit astfel 7 zile. Iar bărbatul ei, tatăl și mama ei și toate rudenile aduceau în toate zilele neîncetate jerfe și săvârșeau rugi în templul lui Marnas, pentru dânsa cerând ajutor de la zeul lor, dar nu primeau ajutor, ci mai amară boală și mai cumplite dureri se aduceau cele ce nu putea să nască. Și acum toți deznădăjduiau și privind la o muncire ca aceea a ei, singur boleau cu inimile, plângând și tânguindu-se pentru dânsa și gândind la sfârșitul ei. Însă era între dâns și o bătrână creștină. Aceea, alergând la biserică, se ruga cu lacrimi în ochii lui Hristos Dumnezeu pentru femeia aceea bolnavă și văzându-o Sfântul Episcop Porfirie plângând, a întrebat-o care este pricina. Iar ea, căzând la picioarele arhiereului, i-a spus despre toate și l-a rugat să se roage iubitorului de oameni Dumnezeu pentru femeia ce cumplit pătimea, iar arhiereul a trimis-o iarăși la bolnavă, învățându-o ce să facă și ce să zică. Deci, mergând bătrâna în casa bolnavei, a strâns toate rudenile celei bolnave, pe părinți și pe bărbat și a zis către dânsii, este aici un doctor bun și scusit, acela m-a trimis la voi să vă întreb ce veți da lui dacă acela va tămădui pe bolnavă. Auzind acestea, părinții au zis, de va voi el toate averile noastre să le ia, numai să o vedem vie și sănătoasă pe fiica cea iubită. La fel zicea și bărbatul ei, fiind gata să dea toate pentru viața și sănătatea soției lui. Grăita către dâns și bătrâna, ridicați-vă mâinile voastre spre înălțime și vă întăriți cuvântul cu jurământ, ca să fie credincioasă făgăduința voastră că nu veți defăima pe doctorul acela. Iar ei, cu o sârdie și cu lacrimi, ridicându-și mâinile, au zis, în toate zilele noastre vom fi robii lui, numai să tămăduiască pe una născută a noastră, fără de care nu putem a mai fi vii, pentru că ce viață și veselie va fi nouă fără dânsa. Acestea, auzindu-le bătrâna, a strigat cu glas mare către cea bolnavă, marele arhiereu Porfirie grăiește ție așa, te vindecă pe tine Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, crede întru el și vie vei fi. Și femeia, suspinând, îndată și-a dat rodul său și i s-a ușurat durerea. Apoi toți cei ce erau acolo mirându-se au strigat, mare este Dumnezeul creștinilor, mare este Porfirie arhiereului. Iar a doua zi, părinții și bărbatul femeii aceleia și toate rudenile venind la Sfântul Porfirie au căzut la picioarele lui, cerând botezul lui Hristos. Iar Sfântul, învățându-i, le-a poruncit să postească și să vină la Sfânta Biserică. Apoi, nu după multă vreme, i-a botezat și pe ei, pe femeia care a născut și pe pruncul cel născut, pe care l-a chemat Porfirie după numele său, căci era de parte bărbătească și era numărul celor botezați 64. Continuare din viața Sfântului Sfințit Porfirie. Înmulțindu-se turma lui Hristos, se înmulțea și pisma închinătorilor la idoli și din zi în zi chinuiau mai amar pe creștini, îngreunându-i cu neîncetate lucrări ale cetății, ca pe niște robi, silindu-i la toate cu osteneli și cu răni. Apoi încă și prin țare și prin grădini le făceau supărări, încât erau credincioși în mare supărare și sărăcie și nu aveau de unde plăti cele cerute poporului și dăjdile împărătești.
Aceea, văzând-o arhiereul lui Dumnezeu Porfirie și o răutate ca aceea adusă credincioșilor de la păgâni, neputând să o rabde, s-a dus în Cezareea la fericitul Ioan, mitropolitul său, rugându-l ca ori de episcopie să-l facă liber, ori să meargă cu dânsul la Constantinopol ca să-l roage pe împărat, să poruncească să risipească toate templele idolești și să împlânzească sărbăticia elinească. Iar mitropolitul Ioan a voit ca mai bine să sufere oboseala drumului în vreme de iarnă decât să le libereze de episcopie pe Sfântul Porfirie. Și suindu-se amândoi într-o corabie, s-au dus și, având bună sporire, în 10 zile au ajuns la insula Rodos. Acolo, auzind despre un monah oarecare, care într-un pustiu avea viață sihăstrească, anume Procopie, bărbat sfânt și înainte văzător, au mers să-l cerceteze. Iar acela, văzând mai înainte venirea lor și cunoscând drăgătoria lor cea arhierească, i-a întâmpinat și a cinstit, și înțelegându-l pricina călătoriei lor, i-a povățuit ce trebuie să facă la Constantinopol ca să-și câștige dorința. Alergați, le zise, mai întâi la preasfințitul Ioan Gură de Aur, ca acela vă va ajuta cu sfatul său cel bun, că deși nu merge acum în palatele cele împărătești, fiindcă s-a mâniat asupra lui împărăteasa, însă el are prieten pe Amantie, eunucul, postelnicul împărătesei, bărbat drept credincios și îmbunătățit căruia vă va încredința pe voi și prin mijlocirea căruia aveți câștigat toate. Acela vă va duce la împărat și cu deamănântul veți spune despre nevoia voastră și să-i prorociți împărătesei că va naște un fiu, care va fi împărat, iar auzind de la voi că este însărcinată, se va bucura. Iată acum este a noua lună de când a zămislit și vă va face vouă după dorința voastră. Iar Sfinții Ioan și Porfirie, primind această povățuire și adeverire spre lucru dorit, au pornit cu bucurie și în 10 zile au ajuns la Constantinopol. Apoi, precum i-a învățat cuviosul Procopie, mai întâi a mers la preasfințitul Ioan Gură de Aur, iar el i-a primit cu cinste și cu dragoste și, aflând pricina venirii lor, le-a dat nădejde. Iar a doua zi, chemând pe postelnicul împărătesei, Amantie, i-a arătat pe episcopii cei ce veneau de la Palestina și i-a încredințat lui să aibă grijă de dânsii și să câștige de la împărat ceea ce poftesc. Iar eunucul, auzind de la sfinții episcopi toate cele ce spun cu deamănântul, ce fel de necazuri se fac credincioșilor de către păgânii din Gaza, a lăcrimat și umplându-se de dumnezească râvnă, a zis, nu vă întristați, sfinți părinți, căci Domnul nostru Iisus Hristos singur va apăra pe credincioșii să-i rob și de cei ce le fac strâmbătate îi va izbăvi. Deci rugați-vă Domnului, iar eu voi spune împărătesei, și nădăjduiesc că Dumnezeul tuturor va îndupleca inima ei spre milostivire, iar dimineață și pe voi vă voi duce la dânsa și veți spune toate cele ce veți voi. Acestea zicându-le, eunucul către episcopi s-a dus. A doua zi, Amantie, postelnicul împărătesei, a chemat pe arhierei lui Dumnezeu Ioan și Porfirie la împărătescul palat și a dus la împărăteasă. Iar ea, văzând pe arhierei, a apucat înainte a le zice, binecuvintați-mă părinților, iar aceia s-au aplecat ei. Și ședea împărăteasa pe un pat de aur și a zis către dânsii, iertați-mă arhierei lui Dumnezeu că nu pot să vă dau cuvincioasa cinste, având sarcina în pântece, căci mi se cuvenea ca înaintea ușii să întâmpin pe sfințiile voastre, ci vă rugați Domnului pentru mine ca să pot naște cu bunătatea celuia pruncul care este în pântecele meu. Iar sfinții părinți, minunându-se de smerenia ei, au zis, cel ce a binecuvântat pântecele Sarei, al Revecăi și al Elisabetei, acela să binecuvinteze și pântecele tău și rodul cel din trânsul purtat să-l înfieze. Iar ea, poruncindu-le să șadă, a început a grăi, știu pentru ce a suferit atâta osteneală de călătorie, căci toate mi-a spus Amantie, și de voiți spuneți-mi și voi ca să știu mai bine ce aveți trebuință. Atunci a spus episcopii toate cu deamănântul împărătesei despre necazurile ce se fac creștinilor de către închinătorii la idoli și au rugat-o să dea ajutor celor chinuiți,
Iar ea, ascultând cele grăite, le-a zis, nu vă mâhniți, sfinților părinți, căci nădăjduiesc spre Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, că voi ruga pe împărat să împlinească cererea voastră, iar acum odihniți-vă de cale, căci vă văd osteniți, și rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine ca să ajute mijlocirii mele pentru voi la împărat. Acestea, zicându-le împărăteasa către sfinții episcopi și dându-le aur destul spre hrană, ea libera cu nădejde. Iar când a venit împăratul la împărăteasă, ea i-a spus lui despre episcopii ce veniseră din Palestina și pentru ce veniseră, precum și toate răutățile ce se făceau creștinilor din partea închinătorilor la idoli. Apoi l-a rugat să risipească capiștile idolești din Gaza. Dar împăratul, auzind despre aceasta, a zis, știu că cetatea aceea cu mare osârdie slujește idolilor, dar avem trebuință de dăjdile cele multe ce se iau de acolo. Deci de vom risipi toate templele zeilor și vom necăji pe oameni, apoi înfricoșându-se vor fugi și se va pusti cetatea, iar noi ne vom lipsi de atâtea dăjdii. Oare nu este mai bine să-i smerim pe dânsii câte puțin? Mai întâi să luăm de la dânsii începătoria cetății, apoi templele lor, să le închidem și să oprim aducerea de jertfe idolilor, iar ei, văzându-se smeriți, vor cunoaște adevărul și la noi se vor întoarce. Acestea, auzindu-le împărăteasa de la împărat, s-a mâhnit foarte și lăcrimând a zis, singur Hristos Dumnezeu va ajuta robilor săi, adică creștinilor, dacă noi nu voim să le ajutăm lor. Această vorbă a împăratului, auzind-o postelnicul Amatie, a spus-o sfinților episcopi, iar a doua zi împărăteasa i-a chemat pe sfinții episcopi și le-a zis, am spus împăratului despre voi și despre toată nevoia și toată cererea voastră, dar nu voiește să mă asculte, socotind că este greu lucru întristarea închinătorilor la idol din Gaza. Însă nu vă mâhniți că, voind Dumnezeu, nu voi înceta a ruga pe împărat până ce el, ascultând, va face voia voastră. Iar episcopii, auzind, ei s-au plecat ei. Atunci Sfântul Porfirie, aducându-și aminte de prorocește cuvinte ale Sfântului Procopie, cele despre împărăteasă, a spus, ostenește-te pentru noi, stăpână, ca pentru Hristos, iar El pentru ostenirea ta îți va da un fiu care va împărăți înaintea ochilor tăi și mulți ani va viețui într-o toată buna sporirea împărăției. Acestea, auzindu-le împărăteasă, s-a umplut de bucurie și s-a luminat la față, zicând, rugați-vă pentru mine, o sfinților părinți, ca precum doriți să nasc fiu și de va fi așa vă făgăduiesc că voi împlini toate cele dorite, nu numai cele ce cereți, ci și cele ce nu le cereți le voi face cu ajutorul lui Hristos. Apoi, în mijlocul cetății Gaza, voi zidi o sfântă biserică, deci mergeți în pace și așteptați rugându-vă pentru mine iubitorului de oameni Dumnezeu. După aceasta s-au împlinit zilele ca să nască împărăteasa și a născut un prunc parte bărbătească, precum sfinții părinți au prorocit, și s-a numit după numele bunicului său Teodosie, căci tatăl împăratului Arcadie era Teodosie, care a împărățit cu Grațian. Și s-a născut acest al doilea Teodosie în Porfiră, care era însemnare despre împărăția lui, și a fost mare bucurie împăratului Arcadie și la toată împărăția. Iar împărăteasa a trimis pe Amantie, postelnicul său, la sfinții părinții Ioan și Porfirie, zicând, mulțumesc lui Hristos căci cu sfintele voastre rugăciuni mi-a dăruit mie fiu, deci să cereți de la Domnul sfinților părinți viață și mulți ani celui născut, iar mie smeritei sănătate ca să împlinesc cele ce am făgăduit vouă. După 7 zile a chemat împărăteasa la sine pe arhierei lui Dumnezeu Ioan și Porfirie, și a întâmpinat în ușa camerei sale, purtând în mâini pruncul cel de curând născut. Apoi și-a plecat capul la dânsii și a zis, binecuvântați-mă, părinților, pe mine și pe fiul meu, pe care mi l-a dăruit Dumnezeu cu sfintele voastre rugăciuni. Iar ei au însemnat-o cu semnul crucii, asemenea și pe pruncul pe care îl ținea în mâinile sale și au vorbit multe lucruri folositoare. Apoi le-a zis împărăteasa, oare știți, părinților, ce am gândit să fac pentru a voastră cerere? Iar Sfântul Porfirie i-a răspuns zicând, pe toate cele ce le-ai gândit, stăpână, de la Dumnezeu le-ai gândit,
căci într această noapte s-a descoperit smereniei mele o vedenie care era așa. Mi se părea că stau la Gaza, în capișa idulească a lui Marnas și a ta înălțime, stând acolo, mi-a dat Sfânta Evanghelie, zicându-mi, primește și citește. Iar eu, luându-o, am deschis-o și am aflat-o la locul unde Domnul grăiește către Petru, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui pe ea. Iar tu, stăpână, mi-ai zis, pace ție, îmbărbătează-te și te întărește. Iar eu m-am deșteptat și din aceasta mă încredințez că Fiul lui Dumnezeu a pus în inima ta sfat bun pentru noi. Deci spune, stăpână, ce lucru bun ai gândit pentru noi? Iar împărăteasa le-a răspuns, de va voi Hristos, nu după multe zile, pruncul va primi sfântul botez, iar voi, mergând, pregătiți o scrisoare de cerere, în care să scrieți toate câte poftiți și când se va aduce pruncul de la Sfântul Botez, să dați scrisoarea celuia ce va aduce pe mâini pruncul botezat, iar eu îl voi învăța ce să facă și nădăjduiesc spre Fiul lui Dumnezeu, că toate le va rândui bine după voința sa. Deci, ducându-se ei, au pregătit o scrisoare de cerere, scriind întrânsa multe, nu numai despre sfărâmarea idolilor, risipirea templelor celor necurate, dar și despre ușurarea credincioșilor de lucrări, de dăjdii și despre începătoria cetății și, în sfârșit, să se dea tărie împărătească Sfintei Biserici Creștine, care era foarte săracă, scăpătată și strâmturată, adică să se dea hrană slujitorilor ei și alte lucruri folositoare și de ușurare creștinilor celor chinuiți și scăpătați. Apoi așteptară ziua aceea în care se va boteza fiul împăratului, dar înainte de botezul lui s-a propovăduit că va fi împărat ca unul ce s-a născut în porfiră și s-a îmbrăcat mai întâi cu porfira, apoi cu scutecele. Deci, aducându-se împăratul cel nou la sfântul botez cu slavă, toată cetatea fiind foarte împodobită, zidurile strălucind cu aur și cu argint și tot poporul, purtând haine mai luminate și mai scumpe, ducea pe împăratul cel nou la biserică, acoperit cu porfiră împărătească, pe mâinile unui bărbat vestit strălucit cu haine de mult preț. Și era mulțime de boieri și de voievozi, unii mergând înainte, iar alții mai pe urmă, iar împrejur mergeau oaste purtând platoșe și arme cu aur, care străluceau și puteai să vezi toată slava împărătească, podoaba și mărirea, încât Sfântul Porfirie zicea, dacă așa este slava împăratului pământesc celui vremelnic, apoi cum trebuie să fie slava împăratului ceresc celui veșnic? Și fiindu-se în biserică împăratul cel nou, amândoi sfinții episcopi, stând la ușile bisericii, țineau scrisoarea pregătită. Iar după săvârșirea Sfântului Botez, când toți ieșeau din biserică cu împăratul cel nou botezat, sfinții episcopi au strigat, ne rugăm înălțimii tale, noule împărat, primește rugămintea noastră ca la începutul împărăției tale să te arăți a fi milostiv. Acestea zicând, sfinții părinți au pus scrisoarea pe prunc, iar bărbatul care îl ducea a stat și luând scrisoarea a poruncit să fie tăcere, apoi deschizându-o a citit-o în auzul tuturor că așa era învățat de împărăteasă și citind o parte a scrisorii a învelit-o și punându-și dreapta sub capul pruncului, l-a ridicat puțin ca spre învoire și a strigat, poruncește a lui împărătească mărire ca toate cele scrise aici să se săvârșească în faptă, deoarece aceasta este cea din tâi poruncă împărătească a lui și nici de cum nu se va schimba. Iar toți cei ce vedeau și auzeau acestea s-au minunat și s-au închinat, binecuvântând și urând mulți ani noului împărat, cel ce a început împărăția sa cu milostivire. Deci fericeau pe împăratul Arcadie, numindu-l binecuvântat de Dumnezeu, că s-a învrednicit să aibă un fiu împărățind împreună cu el și dând poruncile sale spre lucrurile cele bune. Și s-a spus despre acea împărătese, iar ea, umplându-se de bucurie, s-a închinat lui Dumnezeu dându-i mulțumire. Apoi împăratul cel nou botezat, fiind dus în palatul tatălui, i-a ieșit în întâmpinare mama lui și ducându-l la împăratul Arcadie, bărbatul său l-a heretisit, zicându-i, fericit ești, stăpânul meu, că în viața ta văzură ochii tăi împărat ieșit din coapsele tale. Împăratul Arcadie, auzind acestea, se bucură foarte, iar împărăteasa, văzându-l vesel, i-a zis,
spune, deți este cu plăcere, stăpâne, să știm ce este în cartea aceasta, care s-a dat acum noului împărat, fiul nostru, ca să se săvârșească cu totul această porunca lui pentru toate cele scrise aici. Atunci împăratul a poruncit să se citească scrisoarea și a zis, greu este cu adevărat această cerere, dar mai grea este lepădarea, deoarece aceasta este întâia porunca fiului nostru și nu este cu putință a o schimba. Împărăteasa zise, nu este cu putință a o schimba nu numai porunca fiului celui dintâi, dar și rugăciunea sfinților bărbați care mi-au prorocit înainte despre nașterea fiului, nu este bine a o trece cu vederea. Și îndată împăratul Arcadie a poruncit ca prin scrisori împărătești să se întărească toate cele ce erau scrise de episcopii Palestinei în cartea de rugăminte și pregătindu-se scrisorile de la amândoi împărații, de la Arcadie și de la Teodosie, împărăteasa a chemat pe arhierei lui Dumnezeu Ioan și Porfirie și le-a arătat acele scrisori întrebându-i dacă le sunt plăcute. Deci, fiindu-le plăcute și închinându-se împărătesei, i-au mulțumit pentru o sârguință milostivă ca aceea și cu bună înțelegere și s-au rugat ca să se trimită de la împărați în Gaza un bărbat mai credincios decât cel dintâi, ca să ducă la săvârșire aceste porunci. Deci s-a găsit pentru aceasta un om bine credincios și temător de Dumnezeu, anume Chineghie. Aceluia i s-a încredințat de împărați să se ducă în Gaza și să rânduiască totul bine și cu credință după poruncă. Apoi împărăteasa a dat Sfântului Porfirie aur de ajuns spre zidirea unei biserici de piatră în mijlocul cetății Gaza, asemenea și pentru facerea casei de străini și s-a mai făgăduit să dea cât va mai trebui pentru săvârșirea bisericii. Apoi, deosebit, le-a dat daruri amândorura și vase bisericești de aur și de argint pentru biserica Cezareei și a Gazei și aur pentru cale. Asemenea, împăratul, cinstindu-i cu daruri și cu bani din destul, i-a liberat în pace. Iar ei, închinându-se Sfințitului Patriarh Ioan Gură de Aur, au plecat la locul lor, iar după dânsii a plecat Chineghie, omul cel împărătesc, căruia îi se încredințase poruncile împărătești. Și când sfinții părinți Ioan și Porfirie s-au apropiat de insula Rodos, au rugat pe cârmași să stea la mal ca să meargă să se închine cuviosul lui Procopie Sihastrul, dar cârmaciul n-a voit, spunând că este vântul nelesnicios și n-a ascultat de arhierei lui Hristos, căci în taină era arian și ura pe acești episcopi drept credincioși, iar când au trecut de acea insulă, îndată s-a făcut un vifor mare și învăluire, de care erau toți în mare frică, temându-se de necare, și a fost vifor toată ziua și toată noaptea. Apoi, răsărind zorile dimineții, Sfântul Porfirie a dormit puțin și a văzut pe cuviosul Procopie zicând, sfătuiți pe cârmaci să se lase de resul arian și să-l blesteme, apoi să-l învățați spre botez și îndată va înceta învăluirea cea înfricoșată. Deci, deșteptându-se, Sfântul Porfirie a spus fericitului Ioan, mitropolitul, și celorlalți care erau cu dânsul și chemând pe cârmaci, i-au zis, dacă vei voi să se mântuiască de necare corabia ta și noi toți, iar mai ales sufletul tău să se izbovească de veșnica pierzare, apoi leapătă-te de reaua credința eresului tău arian și te împărtășește cu credința cea subornicească. Iar cârmaciul s-a mirat că sfinții părinți au știut această taină, pe care nimeni nu o știa și a zis către dânsii, de vreme ce va descoperi Dumnezeu tainele inimii mele, mă lepă de credința lui Iare și cred precum credeți voi. Astfel cârmaciul zicând, viforul a încetat și marea s-a alinat, iar sfinții învățând pe cârmaci din dumnezească scriptură și întărindu-l în dreapta credință l-au botezat. Apoi, plutind de aici cu bună sporire, au sosit la Amaiuma, care este departe de Gaza cam la 20 de stadii de mers pe uscat, și au mers pe jos până în cetatea Gaza. Și, înștiințându-se credincioși și devenirea lor, le-au ieșit în întâmpinare cu psalmi și cu cântări, ducând înainte Sfânta Cruce și cu mare veselie au intrat în cetate arhierei lui Dumnezeu. Iar închinătorii la idoli, văzând aceea, s-au mâniat foarte scrâșnind din dinți, însă nu îndrăzneau să le facă vreun rău, căci auziseră cum au fost primiți de împărat episcopii creștini
și că vin cu poruncă împărătească să smerească sărbăticia elinească și să risipească capiștile zeilor lor, iar creștinii, mergând cu cinstita cruce și cu arhiereilor, s-au apropiat de idolul Venerei, care era chip de femeie goală, fără rușine, căruia gazeinii îi făceau mare cinste, iar mai ales partea femeiască, aprinzându-i lumânări și cădelnițându-l cu tămâie mirositoare, căci diavolul, locuind în idolul acela, pe multe le înșela cu năluciri de visuri, îndemnând pe fecioare sau pe femei la necurata însoțire. Da, deci creștinii, apropiindu-se de acel idol care era sus în uliță, îndată a fugit diavolul, aruncând pe idol la pământ, și acesta s-a sfărâmat în multe bucăți, căci era de marmură și i-a ucis pe doi oameni necredincioși, care stând acolo râdeau și batjocoreau cântarea creștinească. Acea minune văzându-o, mulți elini au crezut în Hristos și, împărtășindu-se cu creștinii, au mers la Sfânta Biserică și au cerut Sfântul Botez, iar numărul lor era de 32 de bărbați și 7 femei. Și s-a făcut bucurie îndoită creștinilor despre venirea aceea cu bună sporire a păstorilor lor și despre mântuirea sufletelor omenești. Deci a rămas fericitul Ioan, mitropolitul, în Gaza 2 zile, apoi s-a dus în Cezarea, petrecându-l creștinii foarte departe. Și după câteva zile a venit în Gaza și Chineghie, cel pomenit mai sus, omul cel împărătesc, având cu sine mulți boieri și pe voievod cu putere de oaste, atunci s-au înfricoșat elinii foarte, iar unii chiar au fugit din cetate. Iar a doua zi, adunând pe toți începătorii cetății, le-a arătat porunca împărătească cea hotărâtă pentru risipirea templelor idolești și pentru sfărâmarea idolilor lor. Și când s-a citit aceea în auzul tuturor, poporul păgânesc, ridicând glasul, a început a plânge și a se tângui, pe care lucru, văzându-l Chineghie, neputând al suferi, a făcut semn ostașilor, iar aceia, repezindu-se la ei, au început a-i bate și i-au izgonit din adunarea creștinilor, iar creștinii cu mare bucurie au mulțumit împăratului, fericindu-l cu multe laude. Apoi, pornind oastea, au alergat la capiștile idolești și cu zgomot mare au început a le risipi. Și era în cetate 8 temple idolești vestite, al Soarelui, al Venerei, al lui Apolon, al Proserpinei, al Ghecavei, al lui Ieron, al lui Fortunii și al lui Marnas, care era mai mare decât toate și mai cinstit de păgâni. Încă și foarte mulți idoli mai erau în târg și pe ulițe, prin ziduri și prin cetăți, împrejurul cetății, pe drumuri, prin grădini și în țarini, și în 10 zile toți idolii aceia au fost fărâmați și templele idolești le-au risipit, afară de templul lui Marnas, mai mare și mai frumos, pe care mulți ziceau să nu-l strice, ci să-l sfințească biserica lui Dumnezeu. Mulți voind astfel și sfătuindu-se, Sfântul Porfirie se ruga lui Dumnezeu, cerând de la el încredințare pentru aceea. Și când se săvârșea dumnezeiasca slujbă în Sfânta Biserică, un copil mic din popor a strigat să se ardă și să se risipească templul lui Marnas, de vreme ce este întinat cu de mult sânge omenesc, vărsat pentru jertfa diavolilor, și temelia din pământ să se sape și să se arunce, iar în acel loc să se zidească noua biserică dumnezeiască. Acel copil era de 7 ani, iar clericii socoteau că maica sa l-a învățat să vorbească astfel și, luându-l, au început a-l înfricoșa cu bătăi ca să spună cine l-a învățat a grăi aceasta. Iar copilul a început a vorbi grecește, spunând aceleași lucruri, adică să se ardă templul lui Marnas și să se risipească, și au cunoscut că de la Duhul Sfânt grăiește, căci fiind de 7 ani și neînvățat, vorbea bine grecește. Deci, crezând cuvintele copilului, au ars și au risipit templul cel frumos al lui Marnas până în temelie, pe care, săpând-o din pământ, au aruncat-o pe drumuri ca să fie de toți călcată, și se tânguiau de aceea păgânii. Apoi, prin toate casele linești, cele încuiate, umblând, ostașii adunau idolii cei ascunși și, strângând mulțime mare din aceea, i-au făcut grămadă și cu foc mare i-au ars, și astfel s-a dezrădăcinat slujirea de idoli din cetatea Gaza, cea elinească.
Iar Chineghie, smerind bine pe capii păgânii ai cetății și pedepsindu-i pentru necazurile făcute de ei creștinilor, s-a întors la împărați. Însă o parte din oaste, după dorința arhiereului, au lăsat-o în cetate, ca nu cumva închinătorii la idol să se ridice asupra creștinilor. După aceasta, arhiereul lui Hristos, în locul unde era templul lui Marnas, a întemeiat o biserică în chipul crucii, a cărui închipuire împărăteasa Eudoxia a trimis-o scrisă pe hârtie, împreună cu 30 de stâlpi de marmură, între care erau doi strălucind ca smaraldul. Și astfel, în 5 ani, cu ajutorul împărătesii, s-a zidit o biserică mai frumoasă, fără asemănare decât templul lui Marnas. Iar arhiereul lui Dumnezeu, sfințindu-o, săvârșea dumnezeiasca liturghie, dând mulțumire lui Hristos Dumnezeu, că în locul acela în care mai înainte se făcea sângeroasele jerfe ale mincinoșilor zei, a început a se aduce prea curata jerfă, fără de sânge, a adevăratului Dumnezeu. A zidit apoi și casă pentru străini cu aurul ce i s-a dat de drept credincioasa împărăteasă, unde odihnea pe străini și hrănea pe săraci. Apoi păstorea turma lui Hristos cu cuvântul lui Dumnezeu și se mărea numărul credincioșilor în toate zilele, căci mulți din rătăcirea elinească, lăsând păgânătatea idolească, se întorceau la Hristos Dumnezeu, iar ceilalți elini turbau de mânie și de zavistie, văzând creștinătatea cum înflorește zi de zi și se înmulțește, iar idolatria veștejindu-se și micșorându-se. Și iată că au îndrăznit încă o dată cu răutatea lor să vină asupra Sfântului Păstor și a turmei lui, căci făcând oarecând gâlceavă iconomul bisericii cu unul din închinătorii la idoli, cetățean vestit care se numea Sampsihie, pentru un lucru care era din averea bisericii, s-a făcut sfadă și tulburare din amândouă părțile, căci se adunaseră credincioșii și necredincioșii, ajutând fiecare părții sale. Credincioșii ajutau iconomul, iar necredincioșii lui Sampsihie. Și pentru că erau mai mulți necredincioși, aceștia au covârșit pe credincioși și au ridicat război, apucând bețe și arme. Deci, ucigând 7 oameni credincioși și pe mulți rănindu-i, au pornit cu glas fără rânduială și au alergat în curtea episcopiei, vrând să-l ucidă pe Sfântul Porfirie. Iar el, înștiințându-se despre aceea, a zis către diaconul Marcu să fugim, frate, și să ne ascundem puțin până ce va trece mânia Domnului. Și fugind peste zid, în altă curte, de cealaltă parte, s-a ascuns la o fecioară săracă pe nume Salata, care era elină cu credința, orfană de părinți, și avea pe moașa sa pe patul durerii, căreia îi slujea, hrănind-o cu osteneala mâinilor sale. Acea fecioară a ascuns la dânsa pe Sfântul Episcop Porfirie 2 zile și o noapte, iar în altă noapte, potolindu-se gâlceava și tulburarea, a plecat Porfirie cu Marcu la casa sa și a găsit risipite toate cele ce avea, iar fericitul Varuh zăcea rănit și abia răsuflând. Despre toate acestea, creștinii au spus antipatului în Cezarea și acela, trimițând oaste, a prins pe toți cei vinovați de tulburare și ucidere și pe unii a pedepsit cu moartea, iar pe alții, bătându-i cumplit, a spăbăzit. Din acea vreme s-au potolit cu totul elinii păgâni și a viețuit arhiereului Hristos Porfirie cealaltă vreme a vieții sale în pace și în bună liniște. Iar fecioarei Salata, ce s-a pomenit mai sus, la care s-a ascuns de ucigașile mâini, i-a mulțumit, luminând-o cu Sfântul Botez, iar pe bătrâna bolnavă a tămăduit-o și a botezat-o, apoi le-a dat hrană din averile bisericești. După aceea, voia să o însoțească cu un bărbat după lege, dar ea a voit mai bine să fie mireasa lui Hristos. Pentru aceasta, Sfântul, veselindu-se foarte mult cu Duhul, a sfințit-o spre slujba lui Hristos, a numărat-o în ceata Sfintelor Fecioare. Și a plăcut aceasta lui Dumnezeu desăvârșit, păzindu-și neprihănită fecioria sa în post și în rugăciune, cu ajutorul primitelor rugăciuni ale plăcutului lui Dumnezeu Porfirie, care înălța neîncetat rugăciuni către Dumnezeu pentru turma sa ziua și noaptea. Apoi a făcut și minuni arhiereului Hristos pe 3 copii care căzuseră într-un puț adânc, cu rugăciunea sa i-a păzit vii și întregi, pe o femeie oarecare, ținând de resul maniheilor și fiind plină de meșteșug diavolesc și de bazmele eretice,
care hulea foarte mult credința cea dreaptă și pe mulți îi înșela la păgânătate, a pedepsit-o cu rugăciunea, căci deodată a căzând a pierit, și multe alte minuni a făcut Sfântul Porfirie într-o slavă lui Dumnezeu, deci păstorind Biserica lui Hristos 24 de ani, 11 luni și 8 zile, s-a dus la începătorul păstorilor Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Arhiereul cel Mare, căruia împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh se cuvine cinste și slavă în veci. Amin.